Bun găsit! Eu sunt Eli și vă invit să ascultați cu atenție următoarea întâmplare. Cioara însetată de Esop. Într-o zi fierbinte de vară, o cioară însetată căuta cu disperare apă. De-aș găsi măcar o picătură de apă, își spuse ea. După o lungă căutare, a zărit lângă o casă o oală cu puțină apă în ea. Din păcate, vasul era prea înalt, iar apa din el foarte puțină, așa că biata pasăre nu a avut cum să ajungă la ea. Nefericită, cioara simți că avea să moară de sete. Gâtul uscat o chinuia. Trebuie să existe o cale prin care pot să ajung la apă, se gândi ea. Trebuie să găsesc această cale. Dragi copii, ce credeți că a făcut cioara? A găsit un mod de a bea apa din vas, oprit filmulețul și discutați. Să continuăm. În timp ce se uita cu disperare în jur, cioara a zărit câteva pietricele pe pământ. Atunci i-a venit o idee. Știu, a spus ea, voi pune niște pietre în cană. Atunci apa se va ridica. Credeți că a reușit cioara să ridice nivelul apei astfel încât să poată bea? Argumentați! Opriți filmulețul. Să continuăm. Cioara a început să care. După prima piatră, apa s-a înălțat un pic, apoi a pus o altă piatră, iar apa a crescut mai mult. Cu fiecare pietricică, lichidul prețios se apropia de partea de sus a vasului. După ceva timp, a constatat că apa s-a ridicat suficient pentru a o putea atinge cu ciocul. Atunci a băut apă după pofta inimii, potolindu-și setea. Apoi, cioara a zburat fericită în pădure. Vă propun să lucrați în perechi și să răspundeți la întrebările. A reușit cioara să bea apă? Ce a făcut ea? Ce calități a dovedit că are? Care enunț se potrivește textului? Când ai de greu, cel mai bine este să renunți, lasă pe alții să rezolve ceea ce ție ți se pare dificil sau cu voință și răbdare poți rezolva aproape orice problemă. Această întâmplare v-a amintit de o situație asemănătoare din viața voastră? Povestiți colegilor. Opriți filmulețul. Ce reprezintă următorul desen? Știți desigur cu toții. Este o hartă. Eu vă propun să realizați în grupuri mici o hartă a textului Cioara însetată de Esop, adică un desen în care să scrieți informații cheie importante din textul studiat. Veți nota titlul, autorul, veți realiza planul de idei, veți desprinde însușirile personajului în diferite momente ale acțiunii, puteți realiza un desen sau o bandă desenată care să ilustreze întâmplarea și veți scrie morala sau învățătura textului. Opriți filmulețul și realizați harta textului. Bineînțeles, puteți realiza această hartă într-o altă formă. Spor la treabă! Prezentați pe rând produsul echipei voastre în fața colegilor. Analizați harta altor echipe spunând ce vă place, dar și ce aspecte sunt mai puțin reușite. De asemenea, puteți realiza și un vot inedit al lucrărilor prin ridicare de degete. Astfel,
Ridicând degetul arătător, transmiteți mesajul: mai puteți îmbunătăți lucrarea. Ridicând două degete: e o lucrare bună. Iar cele trei degete ridicate înseamnă: ați lucrat grozav. Pe curând!